Conducerea economică a Spitalului Municipal de Urgență se află în așteptarea fondurilor necesare aplicării ordonanței de guvern referitoare la majorările salariale din sistemul de sănătate publică. Nu am cunoștință, eu doar dacă ați auzit și dumneavoastră ceea ce a spus Ministrul Sănătății, foarte clar în conferință de presă a spus că această diferență va fi suportată de către Ministerul Sănătății. Nu știu dacă poate fondurile europene care vin pe alte paliere să degreveze parte din bugetul Ministerului Sănătății ca să poată direcționa pentru aceste diferențe salariale, dar direct fonduri europene pentru majorări salariale, eu cel puțin nu știu. Serviciile financiar-contabile vor avea mari dificultăți în aplicarea prevederilor ordonanței de majorare a retribuției personalului din sănătate în condițiile în care nu vor veni bani de la București și în condițiile în care nu s-au majorat serviciile plătite de Casa Națională de Sănătate.